Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un unboxing la Avon din campania numărul 13 și să vă arăt ce produse mi-am cumpărat din această campanie. Și voi începe cu această mască de față din gama Avon Care. Este o mască cu aloe și castravete. Este de tip peel off. Are 90 de mililitri. Nu am încercat niciodată această măscuță și chiar sunt interesată să văd cum face pielea. Mi-am mai făcut comandă și de acest mini parfumel Today la 10 ml. Mulți laudă acest parfum, eu nu l-am avut niciodată și vreau să văd cum va persista pe corpul meu ca să văd dacă pot pe parcurs să-mi cumpăr și varianta mai mare. Și mi-am mai făcut comandă de o ojă din gama Gel Shine la 10 ml, este nuanța Everyday Pretty. Dacă nu mă greșesc, este un rozuliu ceva. Aceste trei produse le-am făcut comandă din catalog și aceste alte trei produse sunt făcute comandă din cărțulea pentru reprezentanți și voi începe cu acest fard de ochi Metallic Rain. Este un fard de ochi metalic și este nuanța Royal Rose. Și am făcut un swatch, să vedeți pe mână, foarte frumos, îmi place. Vom vedea cum se va aranja pe ochi și mi-am mai făcut și două... Mi-am făcut comandă două rujuri din gama Color Trend, care urmează să apară în catalogul numărul 14. Sunt două rujuri semi-mate și am nuanța de Light Pink. Este prima nuanță. Și următoarea nuanță este Nude Rose. Este a doua nuanță. Sunt foarte ok nuanțele, îmi plac foarte mult și faptul că sunt semi-mate îmi place foarte mult. Nu prefer atât de mult rujurile mate, poate și depinde de brand, dar nu-mi plac rujurile mate care se simt uscate pe buze și de aceea mă bucur. Am încercat unul din ele și chiar îmi place cum se ține pe buze. Nu persistă, e și normal. Au 2 grame. Aceste rujuri nu ajung pe mult timp și de aceea cred că se folosesc și foarte repede. Și cam acestea sunt produsele care le-am făcut comandă din această campanie. Vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc o zi cât mai frumoasă.